Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Statul de Drept, aici în fața dumneavoastră la Accent TV. Să știți că numărul victimelor infestării pe care le-a făcut acest nou COVID-19 crește de la o zi la alta. Conform statisticilor oficiale, am ajuns la peste 6.600 de îmbolnăviri în momentul de față. Este așteptat ca vârful pandemiei să fie în această perioadă a sărbătorilor pascale, o săptămână, două, după care este așteptat, conform estimărilor făcute de specialiști în domeniu, să se reducă această rată a îmbolnăvirilor. Totodată, efectele economice pe care le înregistrează fiecare dintre noi, fie că este vorba de salariat, fie că este vorba de antreprenor, sunt destul de grele, pentru că această perioadă înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi o sistare activității sau o încetinire a ritmului cu care eram noi obișnuit, din ce în ce mai accentuat, așa cum este și denumirea noastră prin care ne cunoașteți în toată Oltenia. Vom discuta subiectele acestea, dar și cele pe care doriți dumneavoastră să ne le ridicați pe agenda noastră din această zi, împreună cu președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, domnul profesor Daniel Moriga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mă bucur din nou că ne întâlnim cu telespectatorii televiziunii Accent. Da. Aș vrea să discutăm în primul rând despre Oltenia, pentru că televiziunea noastră se vede în toată Oltenia, și despre județul Gurj, pentru că suntem captivi într-o stare din aceasta dintre prăbușire și relansare economică. Știu că dumneavoastră aveți anumite cărți scrise pe acest tipar. Înregistrăm o situație inedită la ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic, pentru că exact atunci când se implementau unele măsuri pentru a se dezvolta zona aceasta, a venit nemernicul ăsta de coronavirus și a blocat practic toate lucrurile de investiții și orice inițiativă pe care ar putea avea administrația publică, administrațiile publice locale, se îndreaptă către lupta cu această pandemie. Da, dar după unii, bine că a venit coronavirus ca să își pierdă urmele o serie întreagă de escrocherii și de afaceri care le-a făcut cu banii pentru publici. Pentru că a fost mână cerească. Pentru că a fost mână cerească și chiar aprovizionarea cu echipamente medicale și pentru sănătate, pentru vizitatori, pentru bolnavi și așa mai departe, tot e, la fel. E moral, domnul președinte, să facă un business din măștile acestea și din mănușile pe care le livrează piața, să transforme într-un business, să adică știți și de la voastră cu 4 lei. Nu mai vorbim de moralitate, că nu mai au niciunul din cei care sunt acum în politică moralitate. Spuneți-mi dumneavoastră, unul care a luat poziție vis-a-vis de coronavirus, ce ar trebui să facă în județul Gorj pe linie economică? Tot vorbeam de Oltenia între prăbușire și lansare economică, sau mai bine Gorjul între prăbușire și lansare economică. Spuneți-mi dumneavoastră, un parlamentar, că el a mers cu un pachet la Parlament și l-a propus ca să se aprobe pe această perioadă, ca să nu cădem în asemenea har economic. Noi avem o cădere nu de 40-50%, cum spun ei. Căderea economică este de 60-70%. Păi haideți să luăm în calcul numai la nivelul județului Gorj și o parte din Dorj. Pentru că noi avem activitate de minerit și energie care deține ponderea în economia Gorjului și chiar o parte în economia Dorjului. Dacă ne gândim la cele două termocentrale care sunt pe raza Gorjului, Turceni și Rovinari, și la cele două care sunt pe raza județului Dorj, mă refer la CET Craiova și la complexul energetic de la Ișalnița, este foarte clar că producția de energie care are loc la ora actuală pe piață este sub minim la nivel de avarie. Și cererea a scăzut datorită opririi industriei care mai exista. Asta vreau să spun. Cererea a scăzut datorită a doi factori. Unu, datorită cererii din partea agenților economici, și vreau să vă spun că și agenții economici mari sunt în suferință mare, și cei mijlocii, dar întreprinderile individuale, micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii sunt într-o situație dramatică. O situație dramatică. Numai la noi, la Gorj, s-au suspendat 5.600 de asemenea contracte de muncă individuale. Și contracte de muncă individuale. Și peste un milion. Luați voastră 5.600 de aici și cu 5.600 de firme mici, ori măcar minim 2, sunt aproape 12.000 de salariați care, de fapt, nu mai produc, nu mai au niciun fel de realizări economice, ci probabil șomaj tehnic și atât, și dacă l-o avea și pe acela.
Deci iată că situația este extrem de critică din punct de vedere al mineritului. În altă ordine de idei, luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat în minerit. Și energie, trecerea în șomaș tehnic a 5.000 de salariați. Intră prin rotație, da, în șomaș. Prin rotație, dar sunt 5.000. 5.000 și cu cei 12.000, 17.000 de salariați deja. Acum nu mai pot să vorbească de o viață normală, de a face cumpărăturile necesare pentru sărbătorile care vin, sărbătorile pascale, sau de a putea să revină măcar după o perioadă de o lună de zile, în condițiile în care în alte state care au fost lovite mult mai rău de coronavirus, le-au dat drumul la economie să funcționeze. Ori aici nu este posibil ca să ții în continuare economia sechestrată. Pentru că asta este de fapt. Dai drumul cum a fost ordonanța numărul 8, este pur și simplu strigător la cer. Cred că și curcile râd de asemenea guvernanți și miniștri. Pentru că nu este posibil așa ceva. Dai drumul la anumite activități aia de service, service și cumpărări, comercializarea autoturismelor. Pe mine mă duce cu gândul că de fapt este tot o afacere care o fac nemții, pentru că noi de regulă cumpărăm mașini germane, second, noi sau second hand din Germania. Second hand din Germania. Și ca să poată să ducă oamenii, să aducă rablele toate în continuare în România, că noi suntem gunoiul rablelor din Germania, a făcut acest lucru. Și în altă ordine de greu, în altă ordine, ceea ce este cel mai grav este faptul că până acum guvernanții n-au venit cu niciun fel de pachet economic pentru agenții economici. Noi nu știm câți bani ne vor aloca pentru reluarea activității, pentru că au nevoie de capital de lucru. Ei nu mai au la ora actuală capital de lucru. Ei nu mai au materii prime și materiale. Ei și-au pierdut verigile, mă refer la furnizori, mă refer la beneficiari produselor și așa mai departe. Deci trebuie să le reia din nou. Din nou, asta înseamnă resurse financiare. Ori ei trebuia foarte clar să aloce resurse financiare și trebuia foarte clar să le reducă taxele și impozite pe perioadă de timp. Vă dau un exemplu, Ungaria. Ungaria, pe o perioadă de timp până la sfârșitul anului, a redus taxele și impozitele la întreprinderile mici și mijlocii și chiar unele mari, care au fost într-o situație critică în această perioadă a nenorocitei de pandemie determinată de virus COVID-19. Apropo de... Dar, întreb eu, ei ce au făcut practic? Ce a făcut primul ministru? Ce au făcut ministrul economiei? Că ăsta este pur și simplu, parcă este aruncat cu pluta, s-au venit pe Dunăre. Păi n-ați văzut care studii de specialitate, de ce îl criticați pe omul? Ce studii de specialitate are? Păi a făcut studii prin Statele Unite, am văzut. Cine? Nu știu ce doctorat, e Câțu, ministrul... Nu, mă referam la ministrul economiei, la Popescu Virgil, care dacă ar fi avut un dram de minte, nu-i trebuia minte prea multă, făcea o analiză profundă pentru complexul energetic Oltenia și lăsa să fie primul care să pulseze în energie, în sistemul național energetic, pentru că de fapt atunci când plouă, când ninge, când vremea este rea, apelează la complexul energetic Oltenia. Complexul energetic Oltenia nu poate să funcționeze sezonier, domnul. E o rată de serviciu. O rată de rezervă. Nu se poate, pentru că oamenii nu pot să-i disponibilizez în două, trei sezoane și să-l angajez într-un sezon. Mă refer la cei care produc energie, mă refer și de la termocentrale, dar și de la minerit. Ori, în această situație, dacă el examina cu atenție, vedea că, de fapt, nu s-au mai făcut reparații capitale de ani de zile. Vedea că lipsesc o serie întreagă de subansamble care sunt uzate la utilajele de mare productivitate, la abzețere, la mașini de haldat, la multe, multe și alte mașini mijlocii și mici. Și au ajuns oamenii ca să cerșească câte o piesă, câte o, știu eu, chiar și ulei pentru
utilajele pe care le-au. Sau vin cu bani de acasă pentru a face aceste mici schimbări. Dar de unde să vină cu bani de acasă, domnul? Din banii care iau amărâții de bani? Da, de acolo. Exact de acolo vin. De 2000 și ceva de lei. Da, așa vin oamenii. De 2300, 2400, 2500. Vedeți? Este o lipsă totală de preocupare. Iar mai ales de când acest individ care n-are nimic comun cu managementul la nivel național, n-a făcut altceva decât să pună în structurile de organizare și conducere niște tembeli care n-au nimic comun cu Consiliul de Supraveghere. Păi în Consiliul de Supraveghere... Dar ce faceți tembel? Că sunt oameni care au fost puși acolo pe anumite criterii, probabil. Ce aveți cu oamenii? Anumite criterii să-l întrebăm pe Vâlceanu și pe... și tot pe ministrul economiei, pe Virgil Popescu, că fiecare și-au pus gașca lor. Găștile lor, în așa fel încât ei, dacă spun, băi, vezi că avem și noi niște firme acolo care adună niște bani. Vine un băiat, da. Voi aprobați acolo și fiți de acord. Nu împiedicați directoratul. Directoratul devine, practic, o slugă a acestor indivizi care sunt interpuși. Dar directoratele au fost slugile totdeauna miniștrilor incompetenți și miniștrilor care au fost anti-românești, anti-neamul românesc. Pentru că spuneți-mi un ministru de al energiei în care de fapt s-a făcut o strategie energetică și depusă și la Bruxelles. Adrian Videanu, Daniel Popescu. Vreți să ne întoarcem ca să stăm 3 ore acum să discutăm despre Daniel Popescu? Doar o scurtă paralelă despre contribuția lor la sistemul energetic din România. Haideți să fim serioși. Ei trebuia să facă strategia energetică și o fi depus la Bruxelles de cel puțin 5, 6, 7, 8 ani. Măcar de când a depus-o Polonia. Polonia, în strategia energetică, a depus energia produsă de cărbune în prim plan de termocentrale produsă energia, în prim plan cu celelalte energii produse de eoliene, de soare, solare sau știu eu, hidro, dar nici de cum se lasă pe locul 20, că probabil sunt 5 sau 6 producători de energie, unii care sunt cu energia verde și cei care produc pe cărbune, pe fosile, pe fosili, pe carbon fosil. Carbonat. Vreau să vă întreb, de ce s-a instaurat această concurență între energia verde și energia termo? Nu cumva cineva are interese să îngenuncheze energia termo, care este mult mai viabilă din punct de vedere economic decât această energie verde regenerabilă? Pentru că ei, în mod normal, ar trebui să fie complementare. Domnul, așa este la nivel teoretic, domnule dragă, pe sistemul energetic național. Dar, în realitate, e o rivalitate rapace între ei. Dumneavoastră știți foarte bine că majoritatea energiei verzi în România este a străinilor și nu a românilor. Da, ei injectează în sistem în general. Ei au injectat în sistem, iar prin modul de comportament al președinților și al primilor miniștri la nivelul Bruxelului, la nivelul Consiliului Europei, la nivelul Comisiei Europe, au luat poziția de slugi. Slugi nenorocite care, de fapt, au transformat țara într-o țară a iobăgiei, a slugărniciei, iar românii în slugile lor și să le trimită unde au ei dorință să lucreze în străinătate. În loc să se fi preocupat ca românii să fi lucrat aici în țară, pentru că noi în țară avem foarte multe bogății, începând de la agricultură, începând de la energia electrică, gaze, petrol și așa mai departe. Ei au vândut totul și au vândut cu șpăgi, pentru că nu așa se proceda, față de Ungaria, de exemplu, sau față de Polonia, care nu și-au vândut bogățiile naturale. Și atunci ei au curajul să meargă și să stea de vorbă la masă și să bată cu pumnul în masă la Bruxelles, precând ai noștri merg ca niște pechinezi și dau din coadă și din cap, am înțeles, stânga împrejur și au plecat, iar ceilalți rămân și discută la masă problemele importante pentru Uniunea Europeană și Comisia Europeană. Și apoi ce să mai zic? Vedeți și dumneavoastră, în perioada pandemiei, câți bani au alocat pe hectar pentru agricultură, pentru România. Din 500 de miliarde, am înțeles că dacă vom obține și noi 3 miliarde
de lei. Păi da, e corect, e rațional, e proporțional cu ce vreți să luați, cu agricultura pe care o avem, că eu cred că banii se împar nu numai după numărul de populație, că suntem pe locul 7 în ierarhia populației statelor membre ale Uniunii Europene, dar se împart în funcție de hectarele pe care le ai și în funcție de culturile pe care le ai, să împart banii de la Uniunea Europeană. Tot ați adus vorba despre agricultură. Vreau să vă întreb de ce în România, am citit recent undeva, subvenția pe care o primește agricultorul este cea mai mică din Uniunea Europeană, respectiv în jur de 230-240 de euro pe hectar anual. Iar în Franța, în Spania, în Italia, urcă de la 400, 500, chiar și 600 de euro. Nu cumva este o discriminare, pentru că și ai noștri muncesc la fel, terenurile au aceleași mijloace mecanizate, dacă nu un pic mai înapoiate, față de aceia de acolo care beneficiază de numărate subvenții. Domnul reporter, este 230 de euro față de 500 de euro. Nu trebuie să spun de ce, pentru că v-aș pune și eu dumneavoastră o întrebare retorică, care mi-aș da același răspuns pe care vi l-aș da și eu. De ce la capra românească, ca să mă refer așa, sau la oaie, se dă 20, 21 sau 18 euro pe animal, iar la ei se dau dublu. Așa e și la agricultură. Apropo de literatura noastră și de marele scriitor care a scris Câinele și Cățelul, dulăii sunt dulăi. Dulăii de la Uniunea Europeană se întâlnesc cu căței de în România. Iar căței sunt căței. Așa cum am spus că sunt niște caniși ai noștri, primul ministru și cu președintele când merg și de fapt stau în poziția de drept, aplică tot ce spun ei. Dacă spune că justiția nu e bună, justiția nu este bună și trebuie să o schimbăm. Adică trebuie să facem pe placul lor ca să ne calce în picioare, da, să ne fure totul, să ne ia fără a cârmi. Iar care fac gălăgie, dosare penale și băgați la pușcărie. E posibil așa ceva? Deci dacă nu te supui sistemului, automat vei avea de suferit. Dacă însă nu, trebuie până la urmă. Dacă nu simpatizezi, eu, constrângem. Eu încerc să am încredere că după această pandemie și vreau să anunț cu cunoștințele de rigoare pe care le am și am citit mult mai mult că după această pandemie nu va fi o cădere economică, o criză economică de o jumătate de an, sau de 7, 8, 9 luni. Vom avea criză economică în 2020 și în 2021. Abia către sfârșitul 2021 ne mai revenim. Oricând poate să-și revină întreprinderile, mici și mijlocii, în individuale și așa mai departe, și pe persoană fizică, în condițiile în care ele stau tot închise. Haideți să vedem. De ce ții închise stomatologiile, domnule? Patiseriile, de ce stomatologiile... Ții? Patiseriile, de ce și friserile? Pentru că are loc... Saloane de cosmetică sunt între scaune la friserie 2 metri. Legătura este practic între cine? Între frizer și client. Cetățean și client. Clientul dacă poartă mănuși și mască, nu păi și dacă clientul vrea un bărbier, ce face atunci frizer? Zice, doamne, vreau să mă și bărbierești. Aia se bărbierește acasă, dar vorbesc de tuns. Doar de tuns. Deci fără... Asta a fost un exemplu. Și sunt atâtea și atâtea unități de acest fel care nu funcționează. Sau vă întreb, de ce să nu funcționeze unitățile de textile, încălțăminte, de tricotaje și alte unități care sunt în mall-uri? Pentru ce nu funcționează? Doar magazinele alimentare, atât. Doar magazinele alimentare. Și acolo 80% de ce din discrepanță este din import. Dar revenind la această slugărnicie la care mă refeream, nu pot să iert niciodată și am rămas consternat, m-am simțit lovit groaznic și o spun cu toată încrederea, pentru că eu nu sunt un farseu și nu am fost în viața mea. Totdeauna am fost alături de oameni, am avut drag de oameni și am făcut multe lucruri foarte bune pentru oameni. De-a lungul vieții, timp de poate 50-60 de ani de zile în care am fost în folosul oamenilor. Ori
acest netremnic, acest trădător de neam și de țară, atenție la limbaj, vă rog, care l-au ales președinte Iohannis, este un slugoi al lui Merkel și când îi spune să facă drept și culcat, el deja este culcat. Și când îi dă un telefon și e cumva răcită Madame Merkel, el deja strănută. O, nu se poate să avem asemenea lachei, că pe de altă parte, vă mai spun eu, avem și pe alții care țin cu celălalt, cu Franța. Tot de la noi. Alu Macron, de la USR? Exact, de la... Dan Barna. Nicușor Dan. Nu numai Nicușor Dan, și de la Plus. Președintele Plusului, care a fost și prim-ministru în 2015. Ori, nu se poate așa ceva, doamne, trădător de țară și de neam. Odată și odată, trezește-te, popor, la realitate. Pentru că tu te-ai obișnuit să spună și piciorul pe gât. Nu mai putem suporta această stare de sărăcie. Pentru că peste 50% din oameni dau din colț în colț că nu au bani, că sunt într-o stare de pauperizare ce nu s-a mai întâlnit vreodată. Vine acum Paștere. Să nu-i lași tu să facă Paștere în comun, că unul este izolat, că unul este în carantină și așa mai departe. Dar puteau, dacă se organizau în mod corespunzător, când au văzut că este coronavirus în Wuhan, în China, puteau să iau măsuri de atunci, să pregătească spitalele, să pregătească absolut carantina și toate cele. De ce au tergiversat această procedură pentru a implementa, deși au avut cunoștință cu câteva luni înainte de explozia acestei epidemii de COVID-19? Din dezinteresul, inconștiență sau irresponsabilitate? Din dezinteresul care l-au față de poporul român și din lipsa de conștiință pe care o au lipsă și din neghiobia lor, pentru că nu pot să estimeze și să extrapoleze o problemă bună sau rea peste timp și să ia măsurile corespunzătoare din vreme. Sunt niște adulatori, deci, ai Occidentului în detrimentul interesului național? Absolut. Absolut. Dumneavoastră știți foarte bine că eu acum scriu o carte și este a 23-a carte, din care 7 cărți sunt numai legate de țara noastră de după 1990 și de fiecare dată, fiecare guvernare a fost făcută praf tocmai datorită incompetenței și slugărniciei față de străini și luptei într-un fel împotriva propriului popor și lăsarea acestui popor într-o situație dramatică, într-o situație critică a sărăciei, în care nicio țară a Uniunii Europene, nici măcar bulgarii, nu mai sunt. Cred că romanul care suntem noi. Cred că romanul lui Zaharia Stancu, Desculț, a devenit o emblemă inclusiv pentru vremurile moderne ale noastre. Luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la dezbaterea noastră din această seară. Publicitate și revenim. iWash, curățătorie și spălătorie ecologică, vă oferă servicii de cea mai înaltă calitate pentru garderoba dumneavoastră. La iWash spălați toate tipurile de materiale textile, călcătorie profesională cu aburi pentru îmbrăcăminte, articole casnice și multe altele la prețuri începând de la numai 3 lei. iWash, cea mai nouă spălătorie și curățătorie din Târgu Jiu, o găsiți pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 19A, zona de Barcader, lângă Liceul de Chimie și la telefon 0767-249-221. iWash. Aveți vechime în muncă și înainte de anul 2011? Știți unde este carnetul dumneavoastră de muncă? Întrebați-ne, vă putem ajuta! Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, 0253-237933, program de luni până joi 8-16-30, vineri 8-14. Posesia carnetului de muncă reprezintă o condiție esențială în stabilirea vechimii în muncă și întocmirea la momentul oportun a dosarului de pensionare. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști.
personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Atomizor Roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat, noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau viruși. Atomizor Roderat, efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizergorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizergorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Magazin Tiffany. Singurul magazin de haine deschis fără restricție. Vă punem la dispoziție o gamă largă de produse, atât de damă cât și de bărbați. Costume de calitate, cămăși, haine casual și haine sport marca Juma, accesorii și multe altele. Vă așteptăm! Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor numărul 9, vis-a-vis de Hotel Gorj. Magazin Tiffany. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. A revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară. Oltenia între relansare și prăbușire economică. Invitat președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, domnul Dan Ilie Morega. Dumneavoastră, de asemenea, suntem supuși criticilor și analizelor pe care o să ni le trimiteți care fiecare dată și încercăm să dezbatem problemele acestea pe care le-a creat la nivel economic această epidemie de coronavirus, dar și în domeniul sănătății, pentru că dacă stăm și ne uităm bine, cel puțin aici mi se pare ciudat și vreau să văd și un semnal din partea noastră. Dom'le, nimeni nu mai moare de altă boală decât de coronavirus, dacă stăm și ne uităm. Am uitat la un material făcut recent în presa centrală, o dispoziție a Ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, conform căruia să se spună că în momentul în care o persoană a decedat, până la testul concludent, să spună că a fost bolnavă de coronavirus. Mi se pare o nebunie ceea ce mesajul acela pe care l-a transmis la un autovehicul.
Pentru că dacă nu aș fi văzut înregistrarea video, n-aș fi crezut că e posibil să transmită un astfel de mesaj. Este un mesaj categoric nepotrivit. Este un mesaj care probabil au luat hotărârea ei la nivelul Comitetului Național pentru situații de urgență, în așa fel încât orice persoană decedată este ca suspectă să noi de coronavirus. Că avem coronavirus, că noi putem să avem de fapt decedați de coronavirus nici măcar 100-150. Pentru că marea majoritate, domnul Leonard, marea majoritate știți și dumneavoastră că au murit. Fie că au murit de inimă, fie că au murit de cancer, fie că de diabet zaharat în fază, așa, fie de insuficiență renală și multe alte boli. Fie de un AVC, un atac cerebral. Da. Ei, ori dacă au murit de asemenea boli, cum îți permiți tu, mă, nemernicule? Atenție la limbaj vorbit. De la nivel național, Ministrul Sănătății împreună cu guvern, cu tot ce aveți voi, cu toată haita aia de acolo, ca să spuneți că de fapt numai de coronavirus, cum vă permiteți ca să faceți fel de fel de publicități pe toate radiourile, pe toate televiziunile, pe presa scrisă, de oameni pur și simplu parcă se simt agresați în permanență. Agresați în permanență și invadează și parcă intim. Sunt în pușcărie la domiciliu. Păi asta este, arest la domiciliu, până la urmă, măsurile lor pentru din ordonanțe militare. Pentru că nu este posibil așa ceva. Cum interziceți voi să nu se vadă la Crăciun când din milenii de ani și când au fost chiar și războaie, n-au fost asemenea interdicții să nu se întâlnească părintele cu copiii sau știu eu, să nu se întâlnească mamă cu fică, tată cu fică și așa mai departe. Sau chiar doi soți, unul să fie în carantină și unul să fie acasă sau în izolare singur. Este inadmisibil așa ceva. O să vedem că, de fapt, după această pandemie, care n-a adus decât rău în țară, ea n-a fost de proporțiile care încearcă să le facă acești indivizi. Pentru că vreau să vă spun, l-ascultam tot pe Ministrul Sănătății, care spunea că prin a doua jumătate a lunii mai, dacă și cu parcă să schimba, să plimba într-o barcă. Păi e o realitate, așa este. Fii domne om serios, nesimțitule. Atenție la limbaj, domnul președinte, vă rog frumos, atenție. Pentru că institut de cercetări în domeniul sănătății, cel mai reprezentativ din New York, care monitorizează acest virus în toate statele lovite și în special statele din Europa, din America, Japonia, Coreea de Sud și China. Și a spus foarte clar, în România, în după Paști, în săptămâna de după Paște, va fi vârful pandemiei. Da, în perioada asta. Iar după asta începe să scadă. Iar pe data de 8 mai, rețin perfect, România nu va mai muri niciun om de coronavirus, niciun cetățean român, fie sau bărbat sau femeie, sau mai tineri. Dar eu vreau să vă întreb, înțeleg și indivizii ăștia care s-au constituit în Comitetul Național ca să dea ordonanțe militare acest lucru? Sau ei tot la fel, dacă mor oamenii de cancer în fază finală sau mor de inimă, să raporteze tot că mor de coronavirus? Și atunci sigur că pot să prelungească la infinit. Dar eu vreau să vă spun, poporul nu mai suportă. Asta trebuie să bage în cap și să asculte că poporul nu mai suportă această pușcărie la domiciliu. Domnule președinte Daniele Morega, Klaus Iohannis, președintele României, a anunțat că va prelungi cu o lună de zile ordonanța stării de urgență. Domne, să o prelungească deci pentru... Deci vă duce până pe 15 mai, garantat. Deci e declarația lui care a făcut-o. Pentru el, pentru Ludovic Orban, pentru guvernul lui, că îi place să spună guvernul meu, și pentru e Carmen. Lui. Și pentru Carmen, pentru nevastă sa. Să stea acolo în cameră împreună. Dar să lasă oamenii, nu să-i ții ca pe căței, ca pe câini legați. Adică le dai, voie, le dai voie două ore. Doamne, te închin pe cuvânt de onoare. Sunt oameni care au 65 de ani și sunt în puterea muncii, mai lucrează în altă parte. Cum să le dai tu, mă, numai două ore libere, când ar trebui să le dai 5-6 ore?
Unul care stă la bloc, cum să stea săracul numai la bloc dacă nu are și el casă, fie la țară, fie nu are o casă cu curte? Cum să stea numai la bloc? Pun întrebarea asta și să-mi răspundă cineva că nu am dreptate. Lumea, într-adevăr, a intrat în trosare. Să știți că ura mea este una totală împotriva lui Iohannis și împotriva guvernului atunci când am văzut că i-au luat pe români, parcă erau niște adunături, parcă erau niște slugi cu armele la spate, să-i trimită la Sparanghelul Coanei Mița în Germania lui Merkel. Pentru că eu nu cred că ambasada a făcut adresă la guvern, o fi făcut-o de formă, dar telefonul a funcționat între Iohannis și Merkel. Iar Iohannis a spus, gata, imediat slugile o să fie acolo. Ei trebuia să nu-și mai bată joc de români și de România, să nu calce în picioare demnitatea românilor și a României, că au călcat-o 31 de ani, toți nenorociții care au fost la guvernare. Este inadmisibil așa ceva. Ei ar fi trebuit acum să fi zis foarte bine că ați venit în țară, frați români. Haideți acum să găsim locuri de muncă. Nu să stea pămpăloaia aia care este pe la Ministerul Muncii și nu știe să deschidă gura și vorbește numai tâmpenii că avem 1 milion în șomaj, noi avem peste acum la 1.400.000. Da, peste 1 milion, poate să fie 1.999.000, poate să fie 1.005.000, cum spunea. Cum a găsit pe aia 5 în șomaj? Noi avem vreo 1.500.000 în șomaj. Oricând a fost criza economică din 2008, 2009, 2010, am avut vreo 700.000 în șomaj. Atât au fost. Iată că avem șomaj dublu. Întreprindere și-au suspendat activitatea. Unele au intrat în faliment. Ce ajutor ați dat voi față de unguri, față de polonezi și așa mai departe, când de fapt ei au repornit motoarele economiei, iar voi dați o altă ordonanță nouă sau unul, după cum vă spune și Iohannis, că dacă dă o altă, un alt decret. Mâine va fi asta cu mâine, decretul. Mâine probabil că dați și voi pe urmă ordonanța numărul 1 sau poate numărul 9, o continuați. Și tot cu tâmpeni și diversiuni și niciun fel cu lucruri constructive care să punem în mișcare economia țării și să o ajutăm financiar. Mai discutăm niște derbedei de la PSD, că nici ăștia n-au contribuit cu nimic, cum am spus, pe cei de la Gorj, parlamentari. Spuneți, bă, parlamentari, spune tu Weber, spune tu Cârciumarule, spune tu Gică, cum te mai cheamă, spune tu doamna profesoară de sport care ești parlamentar. Ai mers cu Călinoiu să iese parlamentar și l-ai susținut pe Călinoiu și te-ai trezit că la PSD a ieșit un parlamentar. Da. Spuneți voi cu ce ați mers și ce ați susținut la guvern, că aveți majoritatea. Voi împreună cu Ponta, cu Pro-România, împreună cu USR-ul, împreună cu ALDE, aveți majoritatea și puteți să treceți orice lege. De ce nu v-ați trezit să treceți niște legi valabile pentru economia României? De ce nu v-ați trezit? De ce nu v-ați trezit și să acuzați pe președinte de această faptă inumană, neomenească, unde a dat voie și a împins, i-a adus cu autocarele de la Suceava, de peste tot, din Deva, în carantină de acolo, oameni da. Care erau deja în carantină, care erau bolnavi. La Cluj se adunaseră acolo, parcă culoarul verde, cum parcă era un culoar furnicar. Al morții, furnicar. Pentru că de acolo să nu credeți că oamenii se vor întoarce toți vii, să dea Dumnezeu să vină bogați și vii. Dar unii care sunt bornați, să nu credeți că se va ocupa Germania de ei cum se ocupă de nemți. Apropo de cei de la PSD și de la Pro-România. Și vor avea mari probleme cu sănătatea. Ori ei trebuia să facă în felul următor, domnul redactor. Ei trebuia să spună așa, pentru că noi avem foarte mulți vietnamezi chemați în România să muncească. Vietnamezi din Sri Lanka, avem mai din avem Sri Lanka, din Nepal. Avem din Nepal. Ai noștri nu sunt buni românii să lucreze. Ai noștri românii nu sunt buni. Să fi zis guvernul, băi, noi vă asigurăm 600 de euro. 1000 de euro sunt plătiți 500 din Sri Lanka și din Nepal. Bun. 500 de euro.
vi le dă patronul, vă asigură cazarea, vă asigură masa și noi, de la noi mai aveți bonus 100 de euro. Și omului se rămână 600 de euro net. Nu ar mai fi plecat niciun român în afară. Vă spun eu. Dar ei trebuia întâi să o ia sectorial. Haideți să o luăm în domeniul turismului. Cel de la economie, acest Virgil Tâmpescu, Popescu, cum îl cheamă, trebuia să se întâlnească cu patronatele de turism și să fie deplasat cum se mișcă și ministrul ăsta al sănătății. Că mai minte are o mobilitate spune, foarte mare. Are o mobilitate adevărat. Foarte mare. Dar n-am văzut mobilitate la ceilalți ministri. Mimează aparențe de bună credință în mutul mod extraordinar de bun spre deosebire de ceilalți care nici măcar nu se deranjeze să facă atâta exact. Lucru. Trebuia să se ducă în toate zonele turistice, să stea de vorbă cu oameni, să spună câți vă trebuie, câți oameni vă trebuie pentru turism. La munte, la mare, pe zone, întâlniri și așa mai departe. Făceau de fapt ca forța de muncă exact. Toată forța de muncă pentru turism. Doi. Câți oameni ne trebuie pentru viticultură? Tot la fel, mers în zonele viticole, mers la Murfatlar, mers la Focșani, la Pașcani, la... Unde mai se înregistrează fermele în acestea viticole? Unde sunt zone viticole, peste tot. Și afla câți oameni ne trebuie și puneau la punct și sistemul de retribuție. Pe urmă, în legumicultură, la fel. Agricultura, zootehnia, în agricultura mare, la fel. În zootehnie, la fel. Și vedea că noi aveam nevoie capacitate de aproape 2 milioane uriașă, da. De absorție, uriașă. Mult peste ce și oamenii nu mai trebuia să plece în afară ca slugile de la o colonie nenorocită care au distrus-o acești derbedei care au condus 31 de ani și acum să mă ierte Dumnezeu că din ce în ce s-au schimbat președinții tot mai derbedei și tot mai aliați cu occidentalii împotriva propriului tău popor în care i-au luat toate bogățiile, i-au luat forța de muncă și au lăsat bătrânii și copiii ca să moară de foame în România. Este inadmisibil așa ceva și nu pot să fiu de acord în niciun caz. De altfel, dumneavoastră își cunoaște destul de bine că eu acum scriu o ultimă carte, că am apucat să-mi se spun, dar n-am finalizat. Românism și patriotism, viața mea. Deci asta a fost totdeauna. Patriotismul l-am avut în creier, în minte și în acțiune. Niciodată nu am fost împotriva oamenilor, împotriva țării, împotriva neamului românesc. Cum sunt de 31-32 de ani acești indivizi care au pângărit țara. Asta au făcut-o. Pe industria au măcelărit-o. Măsuri concrete de întrajutorare a populației nu vedem. În momentul în care s-au întors atâtea milioane, atâtea sute de mii de români acasă, nu au niciun plan concret pentru a relansa din punct de vedere economic toate sectoarele de activitate pe care dumneavoastră, așa cum ați menționat anterior. Practic, această politică antinațională nu cumva este dusă la ordinele primite de la înalta poartă, nu știu să spun, orică e situată la Washington, orică e situată la Bruxelles și execută dispozițiile pe care le primesc într-un mod antiromânesc. De ce acești oameni care au venit în România și care au lucrat în agricultură, în industrie sau mai știu eu unde în străinătate, nu le se valorifică cunoștințele și forța de muncă activă pe care o au în prezent și sunt lăsați de izbeliște pentru că acești oameni, după ridicarea stării de urgență, cel mai probabil peste un colo de zile, vor fi siliți să ia din nou calea străinătății și să plece în pribegie? Fără cuvinte. Deci e o stare de fapt care ne afectează pe toți extrem de dureroasă și fără leac, ca să spun așa. Este ca o boală, știți cum e vorba aceea, boala lungă, moarte sigură. Ce să mai vorbim de investiții, ce să mai vorbim de infrastructură? Dacă tu nu ai economie, de unde o să mai aibă ei încasări, mă întreb eu? Da, ce vor face cu PIB-ul? Că tembelul ăsta de la finanțe, care pur și simplu... Dar la ce spuneți așa? Păi dar ăsta este pur și simplu aerian. Iese și spune că dă el, parcă dă de la Măsa și de la Tasu, din bugetul de la finanțe, dă el 20 de miliarde de lei. Păi bă, băiete, să ia 10% de regulă din produsul intern brut. Noi avem produsul intern brut în jurul a 200 de miliarde de euro, nu de lei. Și atunci 20 de miliarde trebuia să-i luați și să-i folosiți pentru relansarea economiei, pentru economie și să fi zis bodea prostă că au venit românii înapoi în România, o parte că au venit vreun milion și ceva de, sunt foarte mult de oameni care sunt în țară și hai să le creez locuri de muncă
și să și stimulez pe întreprinzătorii care primesc oameni la locul de muncă și să am înțelegeri, așa cum am spus înainte, să sprijine și guvernul să subvenționeze și să dea niște, să dea niște salarii corespunzătoare și bune pentru un trai decent pentru fiecare cei care s-au întors și care sunt în România și care n-au părăsit România niciodată. Pe analiza care ați făcut-o dumneavoastră, este una cât se poate de reală, cât se poate de concretă și doar dacă există bună credință poate fi implementată. Atâta vreme cât persoanelor pe care le aduc din străinătate, cei din Nepal, din Sri Lanka și mai știu eu de unde le aduc, din India, Pakistan, le oferă salariul de 1000 de euro plus anumite bonificații, același lucru l-ar putea face și în România, dar cu o parte de cofinanțare, cum a spus dumneavoastră, de 20, 30, 40%, 50% din partea statului pe un an de zile până pune afacerea pe picioare, eu cred că toată lumea ar fi mulțumită. Da. Ar câștiga și statul care încasa mai multe impozite. Sigur că și da, antreprenorii și salariații ar câștiga toți factorii implicați ar fi câștigați. Domnul redactor, sigur că da. Dar e cineva care să gândească la țărișoara asta sau ei cum se cocoță în fruntea guvernului sau în președinție să gândesc de afacerile lor, de hoțiile lor, de grupările lor mafiote și așa mai departe. Începând de la județe și până la nivel național. Scurați pe acela scalapod aproape. Păi este posibil așa ceva. Cu ce ea aburește? Deci problema este clasa politică. Pe oameni. Că am dat o ordonanță ca să vă creditele să vi le plătiți după 8-9 luni de zile. Sau 6 luni de zile. O amânare de plată este mai degrabă. Este o amânare de plată, da, dar dobânda nu a fost anulată, vă spune Morega. Așa că oamenii vor plăti dobândă mult mai mare. Și în altă idee, dacă vrei să iei un credit de la aceste bănci care au fost românești și până s-au vândut la străini, capital străin, și sunt ale străinilor cu capitalul străin, poate. Cu ce dau împrumuturi în medie cu 7%. Vă dați seama ce înseamnă 7%? Iar împrumuturile pe care le dă Polonia era 1% și spunea că reduc la 0,5%. Împrumuturile pe care le dau, le acordă băncile din Ungaria, 0,9%. 1,75% Cehia. Și așa mai departe. Păi băi, fraților, ori sunteți stâmpiți, ori sunteți nebuni, ori sunteți pur și simplu calați ca să distrugeți România. Rău intenționați. Și românii care au vrut și ei să aibă și ei o casă, s-au căsătorit, au primul lucru, au zis, domnule, banii care am obținut la nuntă sau de la părinți și unul și altul, ne luăm o casă, ne luăm în rate, pe 20, pe 15 ani. Dar ei pur și simplu abia au apucat să ia în rate ca să-i jegmănească într-un sit barbar. Și asta vă demonstrez încă o dată. Anul trecut, când s-a făcut analiza profitului băncilor, băncile din celelalte state europene, per total, a avut de 5 ori mai puțin profitul decât în România. De unde România atâta profit la bănci, când România de fapt este una din țările cele mai sărace? Vă întreb și eu, nu din jupuirea cetățenilor care iau credit de către acest alt trădător și nemernic care trebuia dat afară de mult. Atenție la limbaj, vă rog, atenție la limbaj. Guvernatorul României Sărescu, care este pe mână cu grupul Illuminati și se întâlnesc cu circa 100 de directori de bănci naționale la Basel în Elveția și acolo își pun lucrurile la punct de a fura și de a vedea cum a furat și a subtilizat banii de la populație. Și vreau să vă spun în același timp că acest nemernic de guvernator, atenție la limbaj, care este împotriva neamului românesc și împotriva românilor. Eu sunt foarte atent la tot ce spun și îmi asum ce spun. N-a făcut altceva decât în perioada când a fost criza din 2008-2009, ei au mărit salariile la bănci. Băsescu a tăiat salariile la toți românii, iar el la bănci, la salariați, la toată Banca Națională care are acolo peste 1000 și ceva de salariați, a avut o majorare de circa 20-30%, inclusiv domnul guvernator, care are o sumedenie de sume primite legal și mai legal. Probabil și ceva mai ilegal, zic eu, pentru că altfel n-ar fi atât de mult în accepțiunea băncilor comerciale străine.
și să facă haterul lor. Mai mult decât atât, în 2010 a fost cu Băsescu. Și-au luat 20 de miliarde de dolari și ce-au făcut cu ei? Le-au dat la băncile străine pentru că așa a avut înțelegerea ei la Viena, în Austria. E strigător la cer toate aceste lucruri pentru că ele se răsfrâng asupra cetățenilor români. Ei trebuie să plătească toate aceste credite care le luăm și mai mult. O scurtă paralelă la ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de măsurile acestea de intervenție pe care le-a anunțat ministrul de finanțe Florin Câțu. În momentul în care a spus că plătește 75% șomajul tehnic firmelor care se dovedesc a fi, prin declarația aceea pe proprie răspundere, afectate de acest COVID-19, eu anunțat deja suspendarea programului Startup Nation, unde mici antreprenori erau finanțați cu o anumită sumă de la stat pentru a pune pe picioare un business. Programul Prima Casă, la fel, este suspendat. Păi cu ce mă avantajează pe mine că îmi iei bani de la generația tânără care se încearcă să pună pe picioare și face acum niște paliative pe termen de o lună, două luni pentru a crea o aparență din această de bună credință în angrenajul economic? Dar stați puțin, că de fapt nu e de nicio bună credință. El așa minează cel puțin, adică mie de acolo pentru că și muți în partea asta noastră ca măsuri de paliativ. Eu am citit și am văzut foarte clar. Salariul mediu pe economie este de 57 de milioane brut, de lei vechi. Brut. 5700 brut. 5700. Ori ei au spus acum că la cei privați, ca să vedeți ce nedreptate, le dau brut 2300 de lei. 2400 aproape, da. 2380. 1700 va rămâne suma netă. Va rămâne 1700. Ce 1700? Că plătesc toate taxele și impozite. Da, 1680 va, conform calculelor. Așa. Iar la cei care sunt la stat și vor merge în șomaș tehnic, le vor reveni 30 și ceva de milioane. Deci grilă discriminatorie pe care se aplică acest procentaj de șomaș tehnic. O unitate de măsură pentru privați care ați descreditat nenorociților în loc să-i fie ajutat. În loc să-i fie ajutat ca să crească producția, să avem autostrăzi, să avem infrastructura dezvoltată, să avem fabrici în domeniul legumiculturii, în domeniul industrializării cărnii, în toate domeniile. În domeniul industrializării lemnului, în domeniul tricotajelor, confecțiilor și așa mai departe. Te apucă râsul, plânsul când l-au avut pe Virgilică Birlic de la Ministerul Economiei, că raporta el că a luat de la Ministerul Forțelor Armate niște întreprinderi care făceau probabil ceva gloanțe, știu eu, puști, pentru ce mai făceau. Pușcoacele care le mai au acum. Așa? Să facă combinezoane echipa și măști, combinezoane și măști. Te crucești. Ne-am apropiat de final. De ce te ocupa, mă, băiete, tu? Domnule ministru Virgil Păcănea, de ce nu te ocupa tu ca să realizezi prin fabricile de confecții, că există destule? O concluzie a dezbaterii noastre. Că există destule să făcute echipamentele. Lăsați-i, domnule președinte, o concluzie asupra dezbaterii noastre din această seară și un mesaj pentru telespectatorii care ne-au urmărit tematica pe care am abordat-o în această seară. Un mesaj este unul că trebuie să fim mai mult uniți și acolo unde unul luptă împotriva celor care fac nedreptăți, că sunt mai mulți, nu numai unul, noi, numai președintele și guvernul și alții, trebuie să fim mai mulți uniți ca să luptăm împotriva lor în mod legal, respectând legalitatea, dar unde e unul nu-i putere la nevoi și la durere, unde sunt mulți puterea crește, nu? Și derbedeii și dușmanii sau dușmanul nu sporește. Eu vreau să vă transmit în același timp multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, mai binele pe care îl doriți și sărbători pascale fericite cei care sunteți acasă
și puteți să faceți împreună cu cei dragi. Mulțumesc pentru participarea din această seară, domnul Daniel Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi în această seară și sper că vi s-au părut interesante și convingătoare soluțiile care au fost propuse în această seară de către domnul Morega. Dumneavoastră le analizați și alegeți, cred că, varianta cea mai bună sau cea care vi se potrivește dumneavoastră. Vă spun încă o dată o seară plăcută, să dea Dumnezeu să auzim numai de bine. La revedere!